Numai puțin de 1000 de porții de tocană de oaie și păsat vor fi servite gratuit la târgul de produse tradiționale ce va avea loc la Petroșani în acest final de săptămână. Primarul Tiberiu Iacob Briți este cel care va împărți mâncarea tuturor în ziua de sâmbătă de la ora 11, iar de vineri în zona centrală a orașului sunt așteptați la târgul toamnei 10 de comercianți pregătiți cu produse pentru a ne umple cămările. Închidul acesta va fi ediția 7-a a târgului de produse tradiționale, târg cu care ne-am obișnuit în fiecare an. Au răspuns invitației noastre o mulțime de producători, vor fi mai mulți invitați decât în anii precedenți. Va fi o diversitate mult mai mare de produse din județele Sibiu, Maramureș, Alba, Cluj-Napoca, Gorj. Vom avea ocazia să ne umplem cămările, să gustăm din produsele specifice fiecărei zone și specifice toamnei. Va fi must, vor fi murături, vor veni cei cu produse tradiționale din carne, lactate și multe altele. Toate la prețuri pe care producătorii le promit mici sau mai mici decât cele din piață. Târgul începe de vineri și până duminică, iar sâmbătă este ziua în care toți mămârlanii vor găti la pirostrii tocană de oaie și păsat și mâncarea le va fi împărțită tuturor celor ce vor să deguste din produsele specifice acestei zone.